Dar dacă ar fi să transmit punctual în ceea ce privește toată povestea asta de online, de YouTube, pentru că am întrebări de genul ăsta, cum ne machiem iarna, uite că am văzut pe YouTube nu știu ce, uite cum zici, e bine așa, nu e bine așa, trebuie să fac o precizare că marea majoritate, dacă veți observa, se va trage această concluzie, ca să spun, veți observa că marea majoritate se machiază pe ele. Deci foarte puține materiale, filme, sunt legate de a prezenta machiajul pe o anumită persoană. Deci marea majoritate își cunoaște pielea, câteodată poate nici nu vezi brandul pe care îl folosește. Mai sunt TikTok-urile unde apar într-un fel, după care apar altfel și se creează această iluzie, mai cu seamă în rândul celor foarte tineri, pentru că eu aici vreau să mă adresez ușor nișat către cele foarte tinere care sunt puțin debusolate și nu prea știu în căutare. Da, da, da. Nemai spunând că brandurile s-au updatat, se adaptează zi de zi, pas cu pas, de la o colecție la alta și așa mai departe, și sunt absolut zăpăcite și nu știu ce produse să folosească. Acum, ar fi foarte simplu, am pornit cu crema aceea de seară pe care am putea să o folosim dimineața, după care, sigur că ar fi interesant să, și binevenit să folosim o bază de machiaj. Baza de machiaj nu înseamnă întotdeauna crema aceea, loțiunea pe care o folosești pentru față, ci chiar acel primer pe care l-aș indica toamna și iarna. Dar care este diferența până la urmă între primer și cremă? Da. E foarte bine că mi-ai adresat întrebarea aceasta, pentru că iarăși e o chestiune pe care nu toată lumea o stăpânește. În general, bazele de machiaj, deci acelea pe care le folosim noi special când ne profesioniștii în machiaj, bazele de machiaj sunt au un ingredient important care se numește silicon și care el este inserat în acel produs care de foarte multe ori este transparent, poate să aibă și culoare, deci bazele acestea de machiaj pot fi ușor verzui, pentru că ele ce fac? Ponderează, echilibrează tenul cuperozic, deci cele care sunt destul de roșiatice, și aici ar trebui să vorbim despre tipurile de ten. Dar ele pot avea diverse culori, pot fi hidratante, pot fi matifiante, dar la bază au siliconul. De ce? Pentru că mie îmi place să spun că aceste baze sunt folosite pentru a crea foaia de hârtie pentru lucru, în așa fel încât acesta să stopeze excesul de sebum, care e normal să vină din interior către exterior, și să debalanceze tot ceea ce lucrezi pe față. Din acest motiv, de foarte multe ori, sebumul se întâlnește cu fondul de ten și mai ales la tenurile grase e acea textură ușor galbenă, deci se îngălbenește. Din ce motiv? Se produce acel proces de oxidare, se oxidează. Pentru că tu nu ai creat o bază, însemnând foaia de hârtie, pe care să aplici ulterior orice produs dorești, în așa fel încât acel produs să își păstreze proprietățile normale și pentru care a fost gândit. Înțeleg. Și acel silicon practic face și priza cu fardul, exact, nu? Setează pielea, da, de acest următor, să zicem, nivel, și anume fondul de ten. Sigur că am fost întrebată și sunt întrebată de ce fond de ten, de ce aș mai aplica un ruj intens, colorat, de ce? Pentru că până una alta, în momentul în care ai, de exemplu, un eveniment sau ești undeva unde totuși poți înlătura masca, vrei să ai buzele cât se poate de conturate și de frumoase, pe de o parte. Pe de cealaltă parte, are legătură cu starea de confort despre care vorbeam la început. Da. Pentru că știi că ai ruj și știi că îți stă foarte bine cu el și că te simți bine. S-ar putea să pară o chestiune absolut aiuristică, dar pentru că tu știi că arăți bine, pentru că știi că ești pregătită să ieși în lume, îți dă o stare de confort, o stare de bine, și atunci îți vezi foarte ușor
și relaxat și într-o stare, să zic așa, de bine, de treaba pe care o ai de făcut, fără să mai fii. Bine, e adevărat că unele nu sunt neapărat stresate sau sunt bine că nu se machiază, că nu se machiază ele de obicei. Nu este un... N-aș vrea să mă duc în direcția în care aș spune că este must have să aplicăm fond de ten, must have ruj, must have... Nu este adevărat, este important să fii, repet, bine cu tine. Poate ești o persoană care nu te machiezi, dar trebuie să te îngrijești. E o diferență. Din acest motiv, pielea îmbătrânește destul de repede. Înțeleg. Ca o paranteză, fondul de ten s-a constatat, s-au făcut statistici, s-a descoperit, s-a analizat și așa mai departe, că are chiar proprietatea de a, de a proteja pielea de factorii externi. Interesant. Deci cu atât mai mult iarna, toamna, iarna ar fi o idee bună. N-aș recomanda neapărat un fond de ten mat sau mat în sensul de a acoperi foarte tare sau de a fi foarte mult, dacă vrei, ca și consistență, pentru că atunci când va fi foarte frig, dacă ar fi să vorbim de perioadele acelea când va fi foarte frig, s-ar putea, mai ales dacă ai și tenul foarte uscat, să existe și sunt și alternații de temperatură. Gândește-te că ieșim de la cald la frig, de la frig la cald, și atunci texturile acelea cremoase sunt mai indicate decât celelalte cover, super cover, ca să nu, mă rog, cu ghilimele de rigoare, să nu arate ciudat, să nu pocnească, să zic, pe față, mai ales dacă adică pocnește, nu pocnește niciun fond de ten, să nu se usuce, nu? Să nu, să nu apară puțin ciudat. Și apoi se mai întâmplă ceva, femeile trebuie să nu uite că tot ceea ce se întâmplă, pentru că vreau să ating acest subiect, tot ceea ce se întâmplă în social media, în lume, în tot ce înseamnă zona aceasta de beauty, nu înseamnă că li se potrivește. Adică dacă, să zic, o actriță, o artistă, o influencer, un influencer, nu știu, nici nu, nu știu, Rihanna sau nu știu care, apare cu un eyeliner până la colțul urechii, asta nu înseamnă că ție ți se potrivește acel eyeliner până la colțul urechii. Dacă, de exemplu, aplicăm, să mergem așa și într-o zonă de erori și într-o zonă de ce ar trebui să facem și cum să facem, se aplică gene. Ne plac foarte mult genele și de foarte multe ori se întâmplă să nu mai fim în confort cu noi și să fim dezamăgite, pentru că după ce am aplicat gene și ne-a plăcut foarte tare, iată, nu mai avem gene și parcă nu ne mai simțim bine. Dar se întâmplă ceva, să aplicăm gene foarte lungi și foarte dese și uităm că există pleoapa inferioară, unde și acolo sunt gene și ele dispar pur și simplu, aproape că nu mai există. Și în contextul unei lucrări, să zicem, pentru un eveniment, e puțin nepotrivit să ai volum și foarte mult lucrare pe pleoapa ochilor și în partea superioară a ochilor și în partea inferioară să uiți că ai și acolo gene. Și atunci poate un plus. Există tot felul de pensule, poți să dai și cu puțin eyeliner, chiar cu, nu știu dacă pensula de rimel, de mascara, e chiar cea mai indicată pentru pleoapele inferioare. Nu? Dar, de ce? S-ar putea să atingi fără să vrei, adică dacă n-ai desteritate, să nu cumva să îți strici lucrarea sau fondul de ten și te enervezi, că am văzut foarte multe astfel de cazuri. Și din acest motiv, doamnele vin către mine la cursurile de auto-make-up, pentru că au înțeles că trebuie să aibă grijă de ele, chiar și atunci când sunt în online și sunt acasă în mediul lor, pentru că se întâlnesc cu poate mai multă lume decât s-ar fi întâlnit la un eveniment live sau, mă rog, live, da, ca da, să zic da. Așa. Deci, fondul de ten, eu zic că e o recomandare bună, cu o textură cremoasă. Pudra, iarăși, este indicată de ce? Nu doar pentru că ea setează. Pentru că și aici e o discuție. Aplicăm pudră, nu aplicăm pudră. Eu sunt fan pudră, dar și aici trebuie să fim atente, pentru că există pudre de finisare, da? Așa sunt împărțite în mare, de finisare și de fixare. Deci sunt diferite. Finisare și fixare sunt două chestiuni diferite. Iar în ce constă diferența? Diferența înseamnă, constă în faptul că cele de finisare sunt acelea pe care le aplici, da? De fixare, am zis, da? Că, de fixare, okay, fixare. Da? Fixezi fondul de ten în sensul că se aplică și într-un anumit fel prin tapotare încât să fixezi lucrarea și e foarte important să știi că
Și aceste pudre le poți folosi și în funcție de pentru ce anume este realizat acel machiaj, pentru că avem machiaje foto, machiaje pentru revistă, de televiziune, adică aici lucrurile diferă, de asta am precizat. Iar de finisare înseamnă doar să aplici ușor încât să discret, da, să finisezi, adică doar să vii cu tușe de pudră încât în zona, eu știu, sub ochi, dar și acolo uh-huh. este o discuție, pentru că dacă ai riduri nu aș fi mare amatoare de pudră în zona de sub ochi.